În îngrijire. Da, așa. M-am îmbolnăvit de depresiune la cap. Am fost bolnavă la 9, la nebunie, cu ușile închise. Eu sunt cu diabetul și de acum încolo am și o, de-aia cum îi spune, o aiazmă tabacică. Am și o spondiloză periculoasă. Am și un diabet. Și-am mai luat și un cancer, o tumoară canceroasă care o am de la fundeni. E al treilea sidiu care l-am făcut. Și acum a trebuit să mă operez la ochiul ăsta. Că am catara, mă, de-aia, cum mi-a zis doamna doctoră. Eu nu mai văd. Ăsta mai nimic nu văd. Așa. Doamnă, solicitați locuința. Solicit și eu.